Începe această întâlnire și mulțumesc părintului profesor că a acceptat să facem o astfel de întâlnire. Eu inițial mă gândisem să fie ceva într-un cer restrâns între ucenicii ai Părintei Sofia, nu știam că aveți întâlnirile acestea de duminică, dar voia lui Dumnezeu a fost alta, să ne întâlnim mai mulți. Și pentru început o să punem 10 minute dintr-o conferință a Părintelui Sofian din 1996 despre rugăciune. Este subtitrat în engleză. Și după aceea, un minut jumate, Părintele Sofian rostind un psalm. Tot așa s-a deschis și simpozionul de la Iași. Să vă rugăm să stingeți. Când găsesc mod rugăciune și cea de vorbit până acum, mai este un fel de rugăciune de ce moare numele Domnului, numit rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Este o rugăciune scurtă, plină de putere, care vine de la Mântuitorul Hristos, la Sfinții Apostoli, prin să aceste cuvinte. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Această rugăciune este scurtă, o putem spune oriunde și oricând, stând sau mergând, și în viața modernă, cu această gradă a vieții, când avem fi de rugăciune îndelungă, în camera noastră, în fața iconului și a camerei de atenție, putem spune această rugăciune în orice loc și în orice timp din viața noastră. Și în școală, și în magazin, și în fabrică, și în atelier, știu rosti această rugăciune în taina inimii noastre. Și Iisus Hristos reprezintă viața noastră totdeauna, ne ascultă această rugăciune care este intonată în numele Lui, Fiul de Putere. La mulți interpretați această rugăciune, că este cunoscut. Cunosc persoane multe, când vreau mai ales și mai în vârstă, care spun această rugăciune și avansați la această rugăciune. Și m-am bucurat foarte mult ori că le-am auzit și m-am făcut de semne pe așa. Așa e temeiul cuvintele Mântuitorului care zice: orice veselie de la Tatăl în numele meu, voi face, ca să mărească Tatăl într-un figur. Și iarăși, veselie ceva în numele meu, eu voi face. Numele Domnului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli, Sfinții după ei, au făcut minuni pe chemarea numele Domnului, vindecând tot felul de bolnă, scoțând demonii din oameni. Rugăciune se numește rugăciunea lui Iisus, pentru că în mijlocul rugăciunii se numește Domnul nostru Iisus Hristos, nu e plin de putere, așa cum am spus. Se numește rugăciunea inimii și rugăciunea minții. A minții, pentru că în prima ei fază se rostește cu mintea, și a inimii, pentru că pe multă vreme de rostirea rugăciunii acestea, așteptă rugăciunii, cu mintea, această rugăciune coboară în inimă. Ea este, de obicei, rugăciunea care stă la îndemână oricui. Și poate rosti în două feluri. Așa cum vorbim, cum vorbesc eu acum, mai ales atunci când lucrăm ceva sau când mergem, sau ritmul respirației. Când stăm pe un scaunel, având capul puțin aplicat spre stânga și cu două degete de la mâna dreaptă, ținute ușor peste haină, deasupra locului inimii, pe partea stângă. Și așa rostim rugăciunea aceasta, tare, șoptit,
sau de ce. Rugăciunea de chemare numele Domnului. Ține atunostită, neîncetat, ziua și noapte, și în orice loc. Și în orice lucrare de mata. Practică însă, ales pentru începător, este greu atunostită, neîncetat. Și de aceea ea poate fi folosită alternativ cu cele șapte laudele bisericii, din care este bine să lipsească rugăciunea dimineții și rugăciunea de seară, paraclisul și acatistul Maicii Domnului și asemenea acatistul Mântuitorului, că este legat de numele Domnului, cu toate atributele aduse Mântuitorului Hristos. Pentecisem că îl știești, mai ales pentru personalul mănăstăresc, este bine ca rugăciunea minții să fie rostită de 4-5 ori, câte 15 minute de fiecare dată, iar fără întoială această rugăciune va fi rostită și de laici, de oricare de dumneavoastră, după râna fiecăruia, măcar 3 ori de cei 24 de ore, de câte 15 minute măcar de fiecare dată. Această rugăciune cere Sfântul Sfânt des ca să poată înfige în inima noastră, în centrul ființei noastre. Și încă un lucru trebuie să mai luăm în vedere. Și anume, că rostim rugăciunea, suntem atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul inimii. Aici ne-am arătat cele două degete. Deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice. Acest loc al inimii găsit de Sfinții Părinți, mare rugători, rugăciunii acestea, se centru de comisiesc al Sfinții noastre omenești. Și deasupra inimii carnale. Această Sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea sub supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Ea are menirea să ne ajute a ne curăți mintea și inima de gânduri de poftii netrebnice, care nu se pot înfăptui decât cu chemarea numele Domnului, chemarea deasă acestui nume, care ca un foc ceresc, arde asemenea necurăției interioare ale noastre. Scopul ultim al acestei sfinte rugăciuni este de a coborî mintea în inimă și de a unifica aceste două centre de ființe omenești, mintea și inima, realizând un acord desfășurită inimă și minte. Când de ce omul gândește ceva, dar simte altceva. Când vorbește de bine pe celălalt că este în fața lui, iar în mintea, în inima lui, în adâncurile lui, îl gândește. Când gândim aceste centri, mintea și inima, omul devine o unitate duhovnicească, atunci omul este întreg și așa cum a făcut Dumnezeu, om de plin. Prin rugăciunea aceasta se realizează acest ideal sfânt al vieții noastre omenești. Până să atingem însă acest ultim scop de înnobilare de sfințirea noastră lăuntrică, de unificarea ființei noastre omenești, sfârșiată de pate, avem nevoie de o severă lucrare de despătrânire, de luptă cu noi înșine, care nu este deloc ușor. Nivolirea răului de minte și din inimă și de adunare în minții care se resistește mai ales în timp progresiune cu omenii. Dacă ne-am uitat de sus în acest efortul, lupta noastră
cu noi înșine aș fi aproape zadarnică. Dar ce mângâierea și întâlnirea noastră avem între ajutor experiența și sfatul de Sfinților Părinți aflat în cărțile lor, în vieții Sfinților și în literatura aceasta a Sfinților Părinți, rugători mai ales, din rugăciune și taine Sfintei Biserici, și deosebit taina spovedanii sfatului duhovnicului, Sfânta Părtășania. Iar prin toate acestea avem ajutorul nemijlocit al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe chemarea Sfântului Său nume, rostind cât mai des pe drumul vieții noastre rugăciunea care a spus-o Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe mine păcătos. Și chiar dacă marea bucurie a coborârii minții în inimă întârzie pe ceea ce produce numai cu ajutorul lui Dumnezeu și când vrea Dumnezeu și harul Său de noi înșine, strădania noastră sinceră și satornică de chemarea deasă a Lui Domnului ne este mare folos. Astfel, prin ea, în această rugăciune, să vă luăm așa cum este ea, dobândim simplu prezenții Dumnezeu de el, gustând câte puțin, vede în această viață, în bucurie și stare fericită, de dincolo, pe cât este putință nouă oamenilor. Când ne ajută Bunul Dumnezeu să atingem și acest sfânt ideal de unirea minții cu inima, de fapt, unirea noastră cu Dumnezeu, atunci lupta cu noi înșine se ușurează. Sfânta rugăciune sfârșește neîncetat în inimă, ziua și noaptea, cu cuvântul din Cântarea Cântărilor care spune eu dorm, dar inima mea veghează, și bucurile duhovnicești întrec orice bucurii pământești. Și dragostea de Dumnezeu și în Fiindea Sfântului Sfântului Părunci este cu adevărat mare, cu greu pernăcit prin cuvinte omenești. Până atunci însă, să rostim cu smerenie, cu sărință și cu dragoste, cu timp și fără timp, cu credere de Dumnezeu și cu dor, această Sfântă Rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Amin.